Era într-o țară o femeie care se numea Regina și femeia aceasta nu era desăvârșită, căci ascundea în suflet o vină mare. Ea se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. A născut 6 fii și 6 fiice. Pe alți 2 copii n-a putut să-i aducă pe lume. Avea 20 de oi, 2 vaci, 2 porci, găini și curci. Și femeia aceasta era mai neînsemnată decât toți, o slujitoare, o slujnică de alb, care ar fi putut fi în tot ceasul alungată. Femeia trăia într-o grădină mare, care nici măcar nu era a ei, căci o primise dar de munte. Și mai avea o laie de zestre, încăpătoare, în care nu se știa ce păstrează. O deschidea rar și numai ca să mai pună înăuntru cât un lucru de care nu se putea despărți. Când femeia s-a îmbolnăvit de o boală grea, deși nu se mai putea mișca deloc, a început să despăturească la întâmplare ce strânsese acolo. Dacă vreți să aflați ce e în Lada Reghinei, acest Iov feminin, citiți cartea Ioane, mergeți pe mâna mea și a Mihaelei Miroiu, noi deja am citit-o și am lăudat-o din toată inima, autografe, vă mulțumim!